Fenomenele meteo extreme au pus stăpânire pe întreg județul. În mai puțin de două zile am avut parte de ninsori abundente, viscol și cantități impresionante de precipitații care au dat naștere unor torenți și au crescut volumul cursurilor de apă. Căderile masive de zăpadă cu precădere în zonele montane au pus în dificultate circulația pe drumurile publice. Nimeni nu se aștepta ca după jumătatea lunii aprilie să mai cadă vreun fulg de nea. La Buzău au picat în ultimele 24 de ore 39 de litri pe metru pătrat. Râmnicu Sărat 58 de litri pe metru pătrat, Pătârlagele 50 de litri pe metru pătrat, cea mai mare cantitate înregistrându-se în zona Bisoca 60 de litri pe metru pătrat. Această cantitate de precipitații în zona montană s-a transformat în zăpadă. Intensitatea fenomenelor meteo a fost atât de pronunțată încât în județ s-au ivit și situații de urgență. Mai multe localități au rămas fără curent electric, iar abonații au fost nevoiți să petreacă noaptea la lumina lumânării. Printre comunele afectate se numără Brăiești, Bălăceanu, Gura Teghii sau Bisoca. În momentul de față au mai rămas 8 localități nealimentate cu energie. Se acționează cu echipe pentru remedierea acestor probleme. Pentru a evita izolarea unor bolnavi în propriile locuințe din cauza troienelor de zăpadă, pompierii buzoieni alături de cei din Prahova au transportat din timp la Spitalul Județean Buzău mai multe persoane programate pentru dializă. O autoșenilată din cadrul ISU Prahova și o autospecială de transport persoane și victime multiple din cadrul detașamentului de pompieri Buzău s-a deplasat în cursul nopții spre zona Bisoca-Sărulești. S-a reușit aducerea în jurul orei 5 a două dintre cele 4 persoane la Spitalul Județean Buzău. Una dintre ele, pe bază de semnătură, a refuzat transportul și acum se fac eforturi deosebite pentru a se aduce și cea de-a patra persoană. În ultimele zile, județul Buzău s-a aflat sub 3 coduri de avertizare meteorologică, 2 galbene și 1 portocaliu. Au fost vizate ninsori abundente, vânt puternic cu rafale ce au depășit pe alocuri 70 de km la oră, dar și creșterea ale debitelor cursurilor de apă.